Probabil ați observat că în ultima perioadă v-am prezentat aproape toată gama de ciocane rotopercutoare din gama Evo Tools, atât cele standard cât și cele din gama Plus. Ei bine, astăzi o să vă prezint alegerea mea dintre aceste rotopercutoare, un rotopercutor pe care nu l-am prezentat până acum și anume modelul RH1500AD. Haideți să vedem de ce acest rotopercutor este alegerea mea. Aflăm mai multe despre el, după care îl punem și puțin la treabă să vedem cum se descurcă la teste. Probabil ați văzut clipul trecut în care prezentam modelul RH1500D, varianta puțin mai simplă decât aceasta. Este o variantă puțin mai complexă, 1500AD, pentru că are mai multe dotări. Bineînțeles că și ea face parte din gama Evo Tools Plus, așadar beneficiază de 3 ani garanție. Cu toate acestea, nu este un rotopercutor profesional, este un rotopercutor de gamă hobby, ce se utilizează în regim gospodăresc. În partea din față, o mandrină SDS simplă, tragem de manșon atunci când vrem să înlocuim accesoriile, în continuare un mâner lateral, după cum vedem cu un guler foarte mare aici, un mâner siliconat, care îți oferă confort atunci când lucrezi cu ciocanul. În partea stângă avem primele reglaje, să zicem, primele funcții, printre care găurire cu percuție și dăltuire, dar pe lângă toate acestea, acest rotopercutor, nu știu dacă puteți observa, are și o funcție pentru a regla poziția dălții. Și asta este un avantaj foarte mare, pentru că putem regla poziția atunci când vrem să dăltuim, după care comutăm în poziția de dăltuire. Partea din față, după cum putem observa, este complet din aliaj. În partea de sus avem bușonul pe unde va trebui să facem alimentarea cu vaselină. Din când în când este bine să-l verificăm, să ne asigurăm că angrenajele din interior sunt foarte bine lubrifiate. Motorul, după cum bine puteți observa, este orientat vertical, este poziționat vertical. Asta înseamnă că este un ciocan rotopercutor orientat mai mult către zona de demolare, către zona de dăltuire, pentru că dezvoltă o energie de percuție mare, iar având poziționat motorul în poziție verticală, are o rezistență mult mai bună în timp. Că vorbim de motor, un motor electric de 1500 de W ce dezvoltă până la 4200 de percuții pe minut și între 0 și 820 de rotații pe minut. Variabile, bineînțeles, din butonul de pornire, dezvoltă o energie de percuție de 5,5 J, așadar este un ciocan rotopercutor puternic. Aici avem al doilea reglaj, care comută între găurire cu percuție și găurire simplă, deci putem să-l folosim la nevoie și pentru a da găuri în lemn, metal sau pentru a-l folosi pe post de mixer dacă ne dorim acest lucru. Mânerul este bineînțeles îmbrăcat în silicon, foarte aderent și față de alte modele, acest ciocan rotopercutor are și un sistem de amortizare a vibrațiilor, după cum vedem în partea de sus are aici o bucată care preia foarte bine vibrațiile, este dintr-un cauciuc, să zicem, mai dur, nu știu dacă o să pot să-l apăz eu cu mâna liberă, dar cred că puteți observa pe cameră cum culisează, iar în partea de jos are, bineînțeles, o balama ca să separe cumva mânerul de corpul rotopercutorului. Variatorul de turații se află aici, mai devreme ziceam de buton, dar de fapt nu este în buton, este aici pe lateral. Putem să selectăm turația în funcție de accesoriile pe care le folosim. Spre exemplu, există anumite carote care nu pot să funcționeze la turația maximă și atunci putem să o reducem din acest variator. În partea de jos avem perile colectoare sub acest capac negru. În pachetul de livrare primim alte două perii colectoare, vedem în câte minute, cu un acces facil. Desfacem cele 4 șuruburi, scoatem capacul negru și le putem înlocui chiar și în regie proprie. Lungimea cablului de alimentare este de 2 metri. Haideți să vedem și pachetul de livrare. Așa o să vină rotopercutorul livrat în această cutie, peste care avem un carton pe care regăsim mai multe informații de natură tehnică, inclusiv numărul de telefon a celor de la Honest pe care îl puteți folosi, după cum am menționat, pentru garanție. Aici avem cutia de transport, este o valiză din plastic și cu cleme de închidere metalice, iar în interior rotopercutorul vine complet utilat, să zicem, gata să începem activitatea imediat ce l-am achiziționat. Folia în care vine ambalat rotopercutorul, avem un suport pentru găurire, un suport ce adună praful atunci când găurim la tavan. În pachet găsim și tubul de vaselină de care vă ziceam, găsim și cheia ce ne ajută să desfacem capacul din partea de sus, iar aici în partea de jos avem o daltă, un șpiț, în partea de sus pe capac avem 3 burghie 8, 10, 12 mm plus
manualul de utilizare, lângă care găsim perile colectoare, perii colectoare care sunt și cu autoprotecție. În primul rând o să reziste mult mai bine la uzură, iar durata lor de viață o să fie mai îndelungată, așadar avem deja două montate pe rotopercutor plus două de rezervă. Recomandările producătorului pentru găurire în diferite materiale sunt următoarele: în oțel 13 mm, în beton până la maxim 32 de mm, iar în lemn până la 42 de mm. Eu am făcut deja testul, îmi place tare mult cum se descurcă acest ciocan rotopercutor, dar vă las și pe voi să urmăriți să vedeți cum se descurcă. Și avem în felul următor: un raport calitate-preț-performanță foarte bun, garanție 3 ani, putere suficientă pentru majoritatea operațiunilor din gospodărie, pachetul de livrare complet,
plus accesorii pe care să le folosim imediat ce am achiziționat rotopercutorul. Așadar, consider că este un ciocan rotopercutor foarte bun pentru zona hobby, pentru zona de gospodărie, chiar și peste aș merge puțin. Dar aștept părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare acest ciocan rotopercutor, dacă vă place, dacă nu vă place sau ce părere aveți despre el. În descrierea clipului găsiți un link către site-ul oficial hones.ro, unde aflați toate detaliile de natură tehnică. Tot în descrierea clipului o să caut un link către un magazin online de unde puteți să-l achiziționați dacă vă doriți acest lucru. Dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!